Oltul se numără printre județele în care s-au pus în libertate cei mai puțin deținuți care au beneficiat de prevederile legii recursului compensatoriu. Din cei 14.400 de deținuți eliberați la nivel național, doar câțiva sunt în Olt. În anul 2018 am avut în evidență serviciul de probațiune doar 3 persoane care au beneficiat de recursul compensatoriu. Probabil că surprinde numărul acesta mic, dar explicația este simplă. Legea prevede pentru cei care sunt liberați condiționați să ajungă în evidențele serviciului de probațiune doar persoanele care au un rest de pedeapsă mai mare de 2 ani de zile. Și din această cauză au ajuns foarte puține în anul 2018, în 2017 n-au avut nicio persoană, în 2019 așteptăm să vedem care sunt cele dispuse de instanțele de judecată. Eliberarea în baza recursului compensatoriu impune din partea condamnaților respectarea unor măsuri puse de judecători prin hotărârea de punere în libertate, dar și a unor obligații prevăzute de legislație. Pe tot restul de pedeapsă de executat, activitatea lor este monitorizată de consilierii de probațiune. Până acum, niciunul dintre eliberați nu a încălcat măsurile și obligațiile impuse. Măsurile de supraveghere sunt aceleași ca și la persoanele condamnate la pedepse neprivative, să se prezinte la serviciul de probațiune, să anunțe schimbările de domiciliu, reședință, să anunțe mijloacele de existență, să primească vizitele consilierului de probațiune, iar obligațiile, doar câteva dintre ele, să participe la un program de reintegrare socială, să nu dețină arme, să nu părăsească teritoriul României. Aceste obligații sunt dispuse dacă instanța consideră că este necesar. Măsurile de supraveghere sunt obligatorii, sunt pentru toate persoanele. Anul trecut, peste 1600 de olteni care au avut probleme cu legea s-au aflat în evidențele serviciului de probațiune Olt. Dintre aceștia, 800 reprezentau cauze noi. În cursul anului trecut, circa 600 dintre cei aflați sub supraveghere și-au ispășit pedeapsa.